România, întâlnire crucială, șefa PNRR, dar și al specialiștii discută despre stadiul de implementare al planului la jumătatea perioadei de programare, precum și sprijinirea stabilității fiscale și a dublei tranziții verzi și digitale prin PNRR. Discuția este între șefa PNRR pe Uniunea Europeană și oficialii români. Ce reforme trebuie să mai facă România, aflăm de la Cristian Năsulea, profesor de economie mondială, aflat în legătură telefonică directă cu noi. Bună ziua, domnule Năsulea! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Vedem că suntem într-o mică întârziere, ca să spunem așa, cu o parte dintre reforme. Mai exact 4 jaloane nu ar fi fost duse la final și tocmai de aceea vedem o întârziere și a tranșei 3 din Planul Național de Redresare și Reziliență în cuantum de 2,7 miliarde de euro. Riscă țara noastră să piardă acești bani sau în urma întâlnirii de astăzi avem șanse de succes pentru a atrage în continuare banii din PNRR? În opinia mea, cel mai probabil, așa cum s-a întâmplat și cu jaloanele trecute, vor fi scăzute sumele pe care le vom primi. Vom fi penalizați ușor pentru faptul că anumite reforme au fost întârziate. Însă, bineînțeles, decizia, până la urmă, depinde foarte mult de oficialii europeni. Clar este că, din nou, nu ne-am încadrat în termen pentru a face anumite reforme pe care ni le-am asumat. Acum, este important de spus că, în situația de față, sunt și modificări fiscale, în special, care erau necesare în așa fel încât să îndeplinim acest jalon, care erau și dificil de realizat și posibil să nu fie neapărat în interesul țării noastre să fie făcute atât de rapid. Mă refer aici în special la modificările legate de plafonul pentru micro-întreprinderi. Acum, bineînțeles, odată ce ne-am asumat faptul că acest plafon va fi scăzut, graficul pentru scăderea plafonului este o chestiune care ar fi putut să fie făcută mai bine. Domnule profesor, ne uităm puțin la nemulțumirile pe care le au cei din Uniunea Europeană în privința reformelor pe care trebuie să le facem și vedem că există o întârziere în reformarea companiilor de stat, de asemenea și numirile politice la companiile de stat sunt un motiv de nemulțumire. Reușim vreodată să facem aceste reforme? Acestea sunt probabil cele mai importante lucruri care ar trebui făcute și Guvernul României a decis anul trecut să facă o agenție nouă care să se ocupe tocmai de monitorizarea eficientei în aceste companii de stat. Însă paradoxul, dacă vreți, este că în acest moment fix această agenție are niște chestiuni care trebuie rezolvate în așa fel încât să îndeplinim jalonul necesar pentru PNRR. Deci încercăm ca țară să găsim o soluție, doar că de foarte multe ori pare că nu ne îndreptăm atenția acolo unde trebuie sau întârziem cu lucruri care existau deja, care erau cunoscute deja și unde nu am făcut până la urmă nici până acum ceea ce trebuia făcut de fapt. Bun, și atunci cum vom reuși să-i convingem pe oficialii Uniunii Europene? Și dacă am fi sancționați în sensul că am primit mai puțin bani, cam care ar putea fi procentul care ni se taie? Nu e vorba de un procent, sau nu pot să vă dau un procent neapărat, însă dacă ne uităm la ce s-a întâmplat pe jaloanele anterioare, au fost sume de 40 de milioane, 50 de milioane de euro care au fost pierdute sau care au fost anulate în câteva rânduri. Acum, raportându-ne la dimensiunea PNRR și la faptul că vorbim de 2,7 miliarde, vorbim de un total care se apropie chiar de 10 miliarde pentru program, nu sunt niște penalități foarte mari. Asta e motivul pentru care am spus inițial că s-ar putea să vedem din nou mici penalități aplicate pentru neîndeplinirea explicită a unor componente din PNRR. Trebuie să avem însă în vedere și faptul că, per total, vorbim de aproximativ 500 de indicatori pe care țara noastră trebuie să îi îndeplinească în ceea ce privește modernizarea statului, digitalizare, reformarea instituțiilor de stat, în primul rând. Și atunci este imposibil de spus cum se vor termina discuțiile care sunt în curs în acest moment. Sperăm doar să se termine cât mai bine, să nu pierdem bani și să nu ne blocăm pentru o perioadă lungă de timp în implementarea proiectelor în desfășurare.